neglijezi adunarea, te neglijezi pe tine. Când neglijezi adunarea, te neglijezi pe tine, neglijezi familia ta, neglijezi comunitatea și până la urmă ne neglijăm pe noi, starea noastră spirituală și binele nostru la propriu. Că nu-i face lui Dumnezeu nimic. Și paradoxul, aparent, un paradox este că atunci când îi dăm glorie lui Dumnezeu, ne facem bine nouă înșine. Cea mai mare demonstrație de slava lui Dumnezeu a fost când a dat pe Domnul Iisus Hristos. Atunci ne-a făcut Dumnezeu cel mai mult bine. El și-a dat cel mai mult slavă, dar atunci ne-a făcut nouă cel mai mult bine. Atunci ne-a securizat pentru totdeauna mântuirea sufletelor noastre. Când Dumnezeu își ia slavă, Dumnezeu ne face nouă bine. Când noi dăm slavă lui Dumnezeu, noi ne facem, într-un fel, nouă înșine bine. Nouă înșine bine. De ce este o poruncă de a ne bucura în Dumnezeu? Nu de a, de a fi supărați în Dumnezeu. De a fi ofticați în Dumnezeu. De a sta cu capul plecați ca niște pipirigi înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e desfătat teribil când vede atitudinea asta noastră.